Lucrările realizate recent la exteriorul bisericii din parohia Moldovița au fost binecuvântate astăzi de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie, în locașul cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ne-am bucurat foarte mult de dimineață că ne-au întâmpinat credincioșii acestei parohii, tinerii și copii îmbrăcați în costume populare, și cu toții au rămas până la finalul sfintei slujbe, ascultând cu multă luare minte și cuvântul de învățătură. Îi mulțumim Domnului că există aici pe această înălțime din munții Locvei, din munții Banatului. Există o biserică închinată Maicii Domnului. Avem un preot stabil care locuiește în această parohie. Și avem o turmă cuvântătoare ascultătoare. Credincioșii de aici nu sunt mai mulți de 150 de suflete, dar sunt foarte atașați de Sfânta Biserică și demonstrează că iubesc Biserica și își iubesc preotul. Sunt extrem de emoționat și onorat ca pentru prima dată ca și primarul orașului Moldova să-l pot întâmpina pe episcopul Lucian la Moldova 9. și sunt la fel de bucuros să văd că la Moldovița există lucrări, la fel ca și în biserice din Moldova 9, pe care părintele episcop dorește să le binecuvânteze. În cadrul slujbei, părintele paroh a fost hirotesit sachelar, iar cei care s-au implicat în procesul de renovare și în frumusețarea bisericii și a casei parohiale au primit din partea chiriachului diploma de excelență sfântul ierarh martir Antimi Viranul. Parohia moldovița, deși este o parohie micuță din punct de vedere numeric, este o parohie dinamică, un preot tânăr oameni gospodari, care neîncetat arată dragostea lor față de Sfânta Biserică în care se roagă în fiecare duminică și la fiecare sărbătoare. Astăzi a fost o zi de bucurie mare duhovnicească în parohia noastră Moldovița. Ne bucurăm că de prezența Preasfințitului Părintele Lucian, care a săvârșit Sfânta Dumnezească liturghie la noi în parohie și a săvârșit lucrările, a binecuvântat lucrările care s-au făcut la această frumoasă biserică și la Casa Parohială. Suntem cu sufletul și suntem apropiați de biserica noastră, care o iubim, o respectăm și pe care o să depunem tot efortul să o și proslăvim. Avem bucuria că avem un preot bun la noi în sat, la care îi mulțumim că a făcut multe pentru satul acesta și pentru comunitatea noastră. Mulțumim la toți care ne-au ajutat și care au venit aici și ne-au călcat pragul și să fie cu noi în această zi minunată. La final, ierarhul a binecuvântat lucrările executate la Casa Parohială recent renovată. Biserica din parohia Moldovița a fost construită în anul 1975 din piatră și cărămidă. Sfântul locaș a fost târnosit în ziua praznicului adormirii Maicii Domnului la 15 august 1976 de mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului.